O româncă în vârstă de 38 de ani, stabilită în Italia, a fost arestată pentru că luni la rând și-a terorizat concubinul. L-a lovit cu diferite cratițe în cap și l-a mușcat de genunchi, iar bărbatul în vârstă de 45 de ani a avut nevoie de 100 de zile de îngrijiri medicale. Deși avea ordin de restricție, femeia s-a întors în locuința victimei sale, faptă care a dus-o în final după gratii. Atacurile repetate au avut loc într-o locuință din provincia. Românca de 38 de ani locuia cu concubinul său în vârstă de 45 de ani, a cărui naționalitate nu a fost dezvăluită de anchetatori. Bărbatul a ajuns de mai multe ori la spital cu rând pe corp, după ce a fost lovit în cap cu diferite cratițe, dar și bătut și mușcat de genunchi de iubita româncă. Sătul de agresivitatea partenerei lui, în decembrie, acesta a reclamat-o la poliție. Carabinierii dintr-un oraș din Italia au emis un ordin de protecție care o obligă pe femeie să se mute din locuință și îi interzice totodată să se apropie la o distanță mai mică de 500 de metri de concubinul agresat. Femeia s-a mutat, însă la scurt timp s-a întors în casa bărbatului și a continuat să-l terorizeze. Pentru a-l împiedica să aibă contact cu alte persoane, românca a smuls firele de la interfon și l-a constrâns ori de câte ori era sunat la telefon să spună că este singur în casă și că nu poate deschide ușa. Pentru că a încălcat ordinul de restricție emis pe numele ei, carabinierii au decis arestarea româncei, relatează Digi24.ro.